Mă vine cineva pe aici. Nu mai e ăla. știi? Le-ai mai desinflat cauciucul? Nu, nu. E ok așa cum e? Nu, ok nu e, dar... No, bă, este sadele-o... Nu mă urcăm, pă și pe mine m-a purtat o câra. Chiar așa, uite-te dus înainte. Oi, 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 oi. Bine că am picioare lungi. Picior pe frână, piciorul drept pe frână. Merg ca la trotinetă. Dacă pui fața, ești în cap. Pune-ți piciorul drept pe frână. Am băiat, lucrez. Nu pot să mă dau jos, că e prea sus. M-am dat jos. Bagă-l în viteză. Iată. O ține din frâna de mână și înce din ambrează. Că păi asta am făcut până aici. Da. Nu mai pișca prea tare frâna față. Da. Hai că-i și prima. Hai că nu mai ești chiar din astea, că și-au fost mult. creierul, bate-l un pic. Frâna ade. Cu o piatră? Cu o piatră aici, da. Gata. Gata? Nu-i gata. În spate? Să-l aerisez sau ce? Păi aia că e iop. Da. Ce bine, avem o pauză. Da, e asta, da, e ăla. Păi înseamnă că e probleme cu pedala sau... M-am dus eu poate mult cu... Frâna apăsată. Trasă și s-o încălzit de... Da. Strângem. Nu, las că bine. Le strângi, nu? Mai întâmplă. Eu mai bine o las în viteză, deși nu face frână de motor. Că astea în doi timp nu fac frână. Băi nu, dar asta... Patul timp face frână de motor. Asta face... Ding, da. Acolo sus? Da. Nu am făcut nimic la asta. Odată. Deci... pedalele pe jos, ambreiajul patinat și tot pedalăm, vâslim. Vii după mine. Eu cred că nu. Cum? Nu e pentru mine deloc. Asta e începatul, asta amator. Da. La așa nivel au ajuns am ce. Mai dă-l de acolo. Acolo mă duc. Gândește-l pe porțiuni. Hai. Nu e rău. Ok. Nu, deci că eu mă duc înapoi și găsesc un drum în jos. Deci eu am văzut deja, dacă asta e amator. Numai anumite porțiuni, că e potecuță care mere pe lângă, știi? Nu te uita la bună ziua. Nu, ți-l urc până acolo. După aia trebuie să cobor. Acolo la intersecție unde am fost. Direcția aia. Da, știu direcția, da, unde am mers în stânga. Am venit jos, în lângă pățune și în stânga. În fața merge un drum în jos, nu? Da, dar te scoate direct în... Dar nu contează unde mă scoate. În tiha Bârgăului. Tu ți-ai dat ca locație unde e... Da, asta știu unde e. Dar aici chiar nu, mă chinui numai degeaba. No, ți-l urc, ți-l urc până acolo. Hai, dacă vrei, mai urcăm și după aia găsim un alt drum încolo, în dreapta. Dar eu nu pot aici, că chiar nu pot. Deci la pulsul... Am înțeles. Deci dacă asta e veteran și amator, că nu știu ce fel de veteran este, asta este foarte bun. De acolo, numai cu picioarele pe jos. Dar eu nu. Și tu nu vrei să urci doar pe motociclete de două ori. Hai că... Dacă avea un cauciuc din ăsta, un Mitas cu două dungi, vezi, și tubeless, Dar de să nu tot să are în stânga, în dreapta și nu amentează. Un pic numai roata. Prinde mâna de roată. Da, da. Așa, stai așa. Nu, nu, nu tragi, învârți. No. Go. Deci la dealul Negru e mult mai bine. Descurci de aici. Da. Poți să duci fain. Cauciucul e prea tare. Da. Că știi cum e, cu sublis, știi cum e. Îl poți desumfla până la 0,2 atmosfere și se face ca o șenilă. Și mere cu toate crampoanele. N-ai mai ieșit amul de mult, ai? Păi 20 de ani. Wow, hai de capul meu. Deci la piața de motocross e joc, în schimb. Ți-l duc mai încolo, ți-l pun pe cric? N-am cric. N-ai? Ți-l duc mai încolo. Te descurci? Da. Păi asta a fost odată, cum îl cheamă, dar trebuie să știi, pe Luci, pe Bude. Da. El era zeul enduro, știi? Și au venit după 10 ani iară să meargă, știi, după 50 de metri. Cum zic, evoluează enduro, știi? Da, da. Bă, și eu eram înainte, mă dădea numai tripențe alea de la Jolna, dacă știi că erau tri... Da, 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 da. Ăla era etalonul, dacă știai, mere la enduro. Amateur, Amateure. Die Strecke ist für Amateure. Nee. Das ist